orice bucătar are nevoie de ajutoare în bucătărie, ori un robot, ori un mixer, ori un alt tip de electrocasnic mic, ne este întotdeauna de folos. Vom începe să pregătim niște rețete cu ajutorul multicucărului Philips, Viva Collection, rețete din cărticica lui, niște rețete foarte interesante și foarte simplu de gătit. Să începem cu o rețetă foarte simplă, griș cu lapte. Avem 1 litru de lapte, 300 de grame de griș, 30 de grame de zahăr vanilat, 60 de grame de zahăr, stafide. Eu pun și o dulceață de cireșe amare, o să pun și puțină miere și puțină scorțișoară și un pic de nuci măcinate. Astea sunt în plus față de rețeta din cartea multicucărului Philips. Introducem multicucărul în priză, se aprinde afișajul acestuia, deschidem capacul, vedeți, interior are o oală. Punem laptele în oală, adăugăm și stafidele și zahărul vanilat, închidem capacul, apăsăm butonul menu, selectăm programul SEU, cooking time, 20 de minute. Start! După 10 minute vom adăuga zahărul și grișul treptat pentru a evita formarea de cocoloașe. Vom ține capacul deschis și amestecăm cu laptele pentru a obține densitatea dorită. Au trecut cele 10 minute, deschidem capacul, adăugăm zahărul și grișul. Iar acum cu capacul deschis amestecăm ca să nu se formeze cocoloașe, până când obținem consistența dorită. Eu vom mai adăuga și un anason stelat pentru mai multă aromă. Grișul nostru este gata. Uitați cât de frumos a făcut. Îl vom așeza în boluri. La fund am pus 2 lingurițe de miere. Am pus dulceața. Mai punem deasupra puțin griș, nuca, și scorțișor. Ușor, rapid, rănitor și gustos.